Situația pandemică actuală se înrăutățește, iar cifrele dramatice și spitalele în colaps conving tot mai mulți oameni să se imunizeze. Johnson & Johnson este vaccinul preferat mai ales de cei tineri, pentru că trebuie să-și facă o singură doză. Și a convins faptul că nu pot merge în baruri și restaurante fără certificat verde. Alții s-au hotărât după ce tot mai mulți oameni din jurul lor s-au îmbolnăvit. Care să fie principalul motiv? Teama, restricțiile sau beneficiile materiale? Dacă puteți să ne spuneți ce părere aveți de faptul că tot mai mulți români au început să se vaccineze, care credeți că a fost motivul? Teama, restricțiile sau poate acele câștiguri materiale? Nu cred că câștiguri materiale. Ți-am văzut pe la televizor cu decesurile astea, prea multe. Deci să înțeleg că teama i-a făcut mai mult. Da, teama i-a făcut pe români să se ducă la vaccinare. Nu credeau. De teamă și de restricții. Toți mai mulți români, mai mult pentru restricții, să spun așa. Pentru a scăpa de restricțiile astea, ca să poată să se deplaseze liber, cât de liber e și cu vaccina. Coordonatorul unui centru de vaccinare afirmă faptul că foarte mulți vin pentru voucherele pe care le oferim de săptămâna aceasta și pentru restricții, nu din convingere. Imunizarea în ultimul ceas este un comportament specific nou, spun specialiștii. Într-adevăr, boala este. Dar nu sunt tratamente. Dacă nici până acum București nu au ajuns pastilele alea care... Toată lumea vorbește că apar, că spun și la Mehedin 36 de doze. Sufletul, unde le-au dat? Autoritățile pregătesc acum alte maratoane ale vaccinării. Ministrul interimar al Sănătății atrage atenția că situația epidemică gravă din România din acest moment este o consecință a ratei de vaccinare extrem de scăzute. Ministrul spune că alte țări deja au trecut de rata de vaccinare de 70% sau 80% și au ridicat restricțiile, în timp ce noi vrem o țară ca afară, dar la nivelul individual nu facem nimic pentru chestiunea asta.